Era ora 5 a dimineții de duminică și deja primii credincioși intrau zmieriți în bătrâna geamie Hunicar din Constanța. Muftiul a început predica sfântă, iar musulmanii i-au sorbit fiecare vorbă pe care a rostit-o. În cele 30 de zile de post și rugăciune, turcii și tătarii au postit de la răsăritul și până la apusul soarelui. Acum, ei încep să-și viziteze prietenii și rudele, în special pe bătrânii din neam, cărora le sărută mâna, așa cum spune obiceiul. Pentru cultul musulman, ziua de astăzi reprezintă, într-adevăr, o zi mare de Bayram, în care fiecare musulman își arată devoțiunea pentru religia care se numește Islam. După ce avem post de 30 de zile, pentru iertarea păcatelor, tuturor păcatelor, se sărbătoresc în continuare acest eveniment. În toate cele trei zile, atât cât ține sărbătoarea, aceste vizite care au loc conform tradiție sunt caracterizate de mese îmbelșugate, la care sunt servite mâncărurile tradiționale, dar mai ales dulciurile și, bineînțeles, nelipsitele baclavale, a căror rețetă s-a transmis din generație în generație. Uisilele, soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum. Cu această ocazie îi felicit pe toți comunitatea turco-tatară și pe toți etnicii și cetățenii turci. Le urez un bayram fericit. Au postit și au îndeplinit cele 5 slujbe zilnice, au citit Coranul, vor primi răsplata bunului Dumnezeu, mai ales există o poartă specială în Rai, numită Reian, prin care vor intra numai cei postiți. Iar răsplata postului o știe numai și numai bunul Dumnezeu. După slujbă, musulmani au plecat în vizită la prieteni și rude pentru a se bucura cu toții de marea sărbătoare.